Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Ana și astăzi am pregătit această ruladă cu carne ce arată minunat și este foarte, foarte, foarte gustoasă. Am pus într-un castron 60 de ml de lapte, voi adăuga 2 ouă, am aici 2 ouă mari. Voi pune 2 linguri de muștar. Am aici o ceapă roșie pe care o dau pe o răzătoare fină. Și o voi adăuga peste restul de ingrediente. Voi mărunți 2 căței de usturoi cu presa de usturoi. Și voi adăuga o cană de pesmet. La fel, peste restul de ingrediente. Pentru că nu am avut pătrunjel proaspăt, am pus din cel uscat peste amestecul meu. Dacă aveți proaspăt, mult mai bine. Piper proaspăt măcinat și voi folosi o bază pentru mâncăruri de vită. Această bază este lichidă, însă puteți folosi un cub din acela de nor sau Maggi de vită. Adaug și sos de soia și voi frământa bine de tot aceste ingrediente. Le voi amesteca bine. Pun și boia. Amestec puțin și voi pune și câteva stafide pe care le aveam în bucătărie. Și am aici carne de vită și de porc, câte 450 de grame din fiecare. Frământ cu mâinile acest amestec, am avut carnea în congelator și am lăsat-o la decongelat, însă mai sunt bucăți care nu s-au dezghețat complet, mă asigur că le mărunțesc. Am pus și cealaltă carne, amestec bine și frământ. Mai am nevoie de puțină sare, voi condimenta cu puțină sare, nu prea multă, pentru că atât baza de mâncăruri cât și sosul de soia au suficientă sare.
Și voi presa acest amestec de ingrediente și de carne într-o tavă de cuptor pe hârtie de copt. Presez pe hârtie de copt pentru a putea rula mai apoi această ruladă. O presez într-un strat uniform de mai puțin de un centimetru grosime, ajutându-mă de palme. Și acum voi pregăti umplutura, voi tăia un ardei gras în feliuțe subțiri. Bine ar fi să alegeți ardei colorați, eu am aici unul galben, unul roșu, la fel ar fi fost foarte bun. Gustul nu ar diferi prea tare, însă va fi mult mai atrăgătoare din punct de vedere estetic această ruladă. Așez spanac proaspăt, frunzulițe de spanac proaspăt deasupra amestecului de carne în tavă, într-un strat uniform, încerc să-l distribui uniform. Voi pune acum acele feliuțe de ardei gras, la fel pe toată suprafața. Am câteva felii de șuncă presată, felii foarte subțiri, pe care le distribui deasupra cărnii. Din loc în loc rup bucățele de șuncă și le așez pe toată suprafața. Am aici puțină brânză rasă, un amestec de cașcavaluri rase și voi presăra deasupra. După care am așezat și feliuțe subțiri de cașcaval sau de brânză cheddar. Și ajutându-mă de hârtia de copt, voi rula și presa foarte bine rulada, fără a prinde, bineînțeles, hârtia în centrul ruladei. Între timp, preîncălzesc cuptorul la 180 de grade și voi lăsa hârtia în jurul ruladei, voi rula, după cum vedeți, ca un salam uriaș aici. Voi lăsa hârtia, o voi strânge puțin la capete și voi pune la cuptor pentru aproximativ 45 de minute. Uitați cât de bine arată. Acum este înainte de a merge la cuptor, dar acopăr cu hârtia și am pus rulada la cuptor. După 45 de minute voi îndepărta hârtia de la suprafață și voi unge rulada cu câteva linguri de ketchup și voi folosi o pensulă de bucătărie pentru a distribui uniform acest ketchup deasupra. Și voi mai pune la cuptor fără hârtie deasupra pentru aproximativ 15 minute. Puteți presăra puțin busuioc deasupra sau cimbru și dați din nou la cuptor. Este o ruladă delicioasă pe care o puteți servi fie caldă, fie rece și puteți alătura un piure sau alte preparate și cu siguranță o salată minunată. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă. Sărbători minunate să aveți! Numai bine!